Ne-am întors, frumoșilor, suntem din nou la Poppy Playtime Chapter 2, să nu stăm pe treabă, să-i dăm drumul! Bun, suntem la Chapter 2, new game, să trecem la treabă. Bun, avem un nou videoclip, sperăm că tura asta o să fie și mai interesant acest joc și mai horror. În sfârșit o vedem pe Mommy Long Legs aici de față. Oh yes, mi-aș dori și eu o asemenea jucărie. În viața asta mea de copil prost ce sunt. Nu știu ce vorbesc, vorbesc ca iureli. Sunt bolnav. Elastic plastic. Am în cap, în creier. Ia uite cum vine. Sper așa să vină. Sper să vă treziți noapte și să vedeți pe Mommy Long Legs cum vine pe hol în timp ce mergeți la baie. Hai deodată. Nu mă mai ține cu atâtea filmări aici. La drum. Drumul la acțiune. Vreau drumul la acțiune. Să se dea drumul la acțiune, la acțiune drumul. Uite așa, sper să mergeți la baie. Și apoi sper să vă apară Mommy Long Legs așa. Și? Momentul horror? Mama, mi s-a făcut pielea de găină. Sincer. Exact. Să vă urle fetița asta în ureche să vă treziți să mergeți la baie. Poppy Playtime Chapter 2. Să-i dăm drumul. Bun. Deci. Eram aici, am găsit păpușica asta, dar nu mai este. Aoleo, așa funcționau mânuțele. Trebuie să ne întoarcem. Mamă, ce atmosferă roșie, foarte frumoasă, așa e palpitant. Mie îmi place pe atmosfera de asta roșie. Mai voiam niște roșu din asta. Trebuie să mă întorc exact de unde am plecat, oare? Întrebarea mea este. Se pare că nu pot să mă întorc exact de unde am plecat. Pot să agăț chestiile astea? Uite o ușă. Am deschis-o. Mamă, și ne-am întors din nou aici. Uite-l pe Huggy Wuggy, pe Dino Dinozauru. Chapter 3 confirmed cu Dino Dinozauru. B09 nu merge, Subway Stairways nu merge. Alergăm, dăm un sprint așa rapid de control. Opa, cineva mi-a urlat în ureche, mi-a zis this way. This way, this way pe aici, this way pe acolo. This way prin față, Elliot Ludwig. Închis. Deci, opa, sânge, o păpușă cu sânge. Nu e sânge, cu siguranță nu e sânge, că nu avem voie să ne uităm la sânge, că suntem copii. Bun, keep going, am înțeles, deloc creepy. Cum mă urc, mă, aici? Ia uite-te, incredibil așa ceva. 2 secunde into the game și deja sunt blocat. Am și o lanternă pe jocul ăsta. Pot să fac așa, wall run din ăsta. Stai, am găsit. Opa, băi, gata, m-am deblocat, că am creier. Ia uitați-vă aici. Și ce fac cu ăsta? Ha! Yes, m-am balansat. Pe balans, rupem zona pe balans. Press here. O să apăs. O să apăs, dar știu eu că nu e în regulă. Apăs de mai multe ori, că-s șmecher. Îl facem pe... Wow, de ce se aude din ce în ce mai aproape? Îl facem pe Huggy să cadă. Putem să-l facem pe Huggy să cadă? Hai, Huggy, odată. De câte ori mai trebuie să mai apăs? Bă, dar nu pot să trag butoiul ăsta la mine. M-am blocat. Partea a doua, sunt blocat din nou. Ajutor? Dați-mă butoaiele astea la o parte. Dați-vă la o parte butoaielor. Poate trebuie să apăs cu ambele. Mai apăs odată? Alo? Bună ziua. I-am zis cumva să vin mai aproape. Oulu, asta e vocea lui Huggy care vorbește. Stai, bă, oulu, mi-a căzut cartonul. Arăși să facem să cadă, băieți? Yes, am stricat jocul, s-a stricat jocul. Ce trebuie să fac acum cu ăsta? Le iau cu mine? Am plecat. La revedere. Bă, dar poate trebuie să dau butoaiele astea la o parte. Ia uite, uite, stați așa. Asta trebuie să facem, să dăm butoaiele la o parte. Mi-am dat seama că am creier. 50.000 IQ. Creier unlocked. Bun, avem aici ce avem, ce avem. Haideți să lucrăm, lucrăm la creier. Ok, am luat cheia. Tab, to view inventory. Inventory, avem cheia, stânga, dreapta, față, spate. Și ce face? A, mergem la ușa aia, exact. Ne întoarcem la ușiță. Nimeni nu ne stă în cale. Yeah! Deschide ușa, creștine. Deschide ușa, creștine. Ce avem noi aici, mai băieți? Este o casetă, da. Am luat caseta, am luat și experimentul, să vedem ce zice. Experiment 814. Fiți atenți ce avem aici, zoom in, aolo. This experiment, nu văd să citesc, n-am învățat să citesc niciodată, spre rușinea mea. Ia să vedem, băgăm caseta. Mamă, ce desene frumoase, mi-aș dori și eu să știu să desenez așa de frumos. Ia, exact. De ce are fața cenzurată? Alo, domnule? Uite, are peste tot fața cenzurată. Eu cred că băiatul ăsta, care e șeful companiei astea, de fapt s-a transformat în Huggy și a devenit el Huggy. Cel mai probabil. Eu așa zic. De ce vorbește... Aulă, ce se întâmplă? Mamă sărac, uite cum are... Poate omul ăsta are un pătrat în loc de față pentru totdeauna. Așa s-a născut, cu un pătrat pe față. Copilul meu este urât, are un pătrat pe față. I-am pus palma, l-am slepuit, i-am dat un slap. Ia de aici. Ia de aici, Ludwig van Beethoven. 1900... Opa! E posedat televizorul, m-am dat în spate.
Ia trec 8. Ouleu, ce avem aici? Am tras asta. Pe aici trebuie să intrăm? Prin canalizarea asta urită? Am intrat. Iar în canalizare, poate vine Huggy Muggy după mine aici. Nu vreau să vină Huggy Muggy după mine în canalizare, să știți. Opa! Alo? Te rog frumos să te îndepărtezi și să nu mai vorbești cu mine, păpușo, ai înțeles? Pentru că aș vrea să spun în felul următor. Nu vorbesc cu păpuși. Nu e ceva personal. Adică e ceva personal, dar nu vorbesc cu păpuși. Ce se întâmplă, bă, băiatule? Stai așa, stai. Stai așa, să-mi folosesc creierul. A, l-am folosit, gata. Ars, a luat foc creierul meu că l-am folosit. Yes, ia uitați aici ce băiat. Ce băiat deștept sunt. Oh, uite, mă aplaudă. Eu cred că e foarte bântuită păpușa asta. Am făcut o greșeală că i-am dat drumul. Unde pleci? Unde pleacă, mă, păpușa? Unde, de unde se aude? Păpușo? Hei, să mă urc aici? Eu n-am încredere în păpușa asta. Păpușa asta nu e ok. Îți dau cu palma peste față. Opa, nu pot să o pălmuiesc. Mamă, e ce... O, poftim, while I'm still a doll. A zis cumva cât timp încă sunt o păpușă. Deci intenționează să nu mai fie păpușă. Vin imediat. Doamna păpușă, să știi că este o maimuță albastră aici în această încăpere. Unde e? A, așa, care vine și te mănâncă, să știi, să ai grijă, ai înțeles? Ia uite ce aproape sunt. Unde ai plecat iar? A plecat iar. De ce nu vine pe jos? Ceva e în regulă cu păpușa asta. Opa. Mână albastră, mână roșie. Activăm ușa. Gata, s-a deschis ușa. Ne balansăm acum. Geronimo! A, yes, am reușit. Oare ea cântă acum? Cântă păpușa? Nu vreau să merg pe unde cântă păpușa, că e periculos. Uite, sânge. Eu pariu că păpușa... Ușa asta s-a deschis. Nu mă duc. Uite, e păpușa acolo. E păpușa acolo. Uitați-o. Păpușa. Bună ziua, tu dumneavoastră cântați? Ascult. A fost Mommy Longlegs. Era Mommy Longlegs, ați văzut? De ce stătea așa aproape de gaură dacă era Mommy Longlegs? Vin după tine, păpușe! Oare asta trebuia să fac? Cred că da. E întuneric, mi-e frică, păpușe, Mommy Longlegs, Huggy, wow, în ce dracului zbor, ce-i ăsta? Bună ziua, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal și vă rog frumos să bombardați butonașul de like, subscribe, share și comment și să ne jucăm fericiți până la adânci bătrâneți. Eu, gazda dumneavoastră, Andreea Esca, energie pe felie, îl am taie mâna dacă ajung cumva. La energie. Mi se taie mâna dacă pun mâna pe energie. De ce? Hello? Ia uite cum mi se taie mâna aici acum. Deci aici mi se taie mâna așa. Stați că m-am prins. Fiți atenți. Cum dracu trebuie să fac, mă, puzzle-ul ăsta? Dar ce se întâmplă, mă, aici? Ceva e neregulă. Uite, e țeava asta albastră care îmi zice ce am de făcut. Yes. Alo? A, m-am prins. Stați așa. Nu m-am prins. Da, dai-mi drumul la mână, nu mai strica mâna, tu ceapa ta de electroliz, prost. Mă urc pe... Nu pot, nu merge creierul. Așa ceva este incredibil. Bă, ce băiat deștept pot să fiu, bă. N-am văzut băiat mai deștept ca mine în toată viața asta mea. De om pe care o am. Ia uitați-vă ce am făcut aici, bă, băiatule. Ia uitați-vă ce am făcut aici, bă, că nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva, mă. Nimeni nu s-ar fi gândit să facă asemenea... Deșteptăciune ce am făcut aici. Vedeți? Dar cine-i băiat deștept? Aplauze, un râd de aplauze pentru mine. Să văd aplauzele cum urlă lumea. Bravo, Boosted Commando, ești cel mai deștept băiat de pe planeta Pământule. Unde mergem? M-am bucurat de... Opa! Nu vă supărați, cineva mi-am luat... Mi-a fost luată mâna! Mi-a fost... Ui! E Mommy Longlegs! Ajutați-mă! Sunt ocupat. Mami, am teme, n-am timp să vorbim, să ne jucăm cu păpușile. Te rog frumos, mami, lasă-mă în pace, mami. Nu înțeleg ce-mi vorbește. Se poate, te rog frumos, să-mi dai înapoi mânuța? Mami? Mami? Dă mânuța înapoi, mami. Ia de aici, îți dau cu palma în față. A zis că mănâncă mațele în timp ce sunt în viață, mami. Ce mamă rea, a râs. Mi s-a deschis ușa cel puțin. Am dat o mână ca să mi se deschidă ușa. În viață uneori mai faci sacrificii și chestii de genul. Încotro trebuie să mergem pe aici. Foarte bine, foarte frumoasă zona. Press here. Badabing, badaboom. Alo? Cred că e stricat microfonul dumneavoastră, domnișoară mami. Pare să fie stricat, am să plec mai departe și am să mă prefac că n-am auzit nimic, ok? Ce e aici? Un loc de joacă?
Ia să inspectăm acest loc de joacă, ce desene avem, o girafuță, Bron. You are my best friend for you. Yes, 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 my best friend. I love mommy long legs. Cine ar face o jucărie intitulată mommy long legs, gândindu-se că da, o să fie o jucărie care o să le placă copiilor și nu o să le dea vise urâte noaptea. Eu aș face o asemenea de jucărie doar ca să le dau vise urâte noaptea copiilor, pentru că îi detest din tot sufletul, detest copiii și atât. Am exagerat, îmi cer scuze copii, vă iubesc din tot sufletul. Se pare că avem câteva manete de care trebuie să tragem. Asta bipăie, deci pe asta trebuie să tragem. E Stella. Asta e Stella, nu-i Kissimissi. În tot timpul ăsta am crezut că e Kissimissi, dar e Stella. Am aruncat-o pe Stella în jos. Am mai tras o manetă. Oh, ce se întâmplă? Se întâmplă ceva, cumva? S-a întâmplat ceva? Putem să apăsăm pe asta sau ne trebuie o mânuță verde? Ne trebuie o mânuță verde. Mergem să facem rost de o mânuță verde. Văd că s-a deschis aici. Musical Memory. La drum pe Musical Memory. Wow. Îmi bate inima cumva? Se întâmplă ceva? Am simțit că îmi bate inima mai tare decât trebuie. Probabil că am insuficiență de calciu, de fier. Îmi lipsește fierul din corp. Sunt din oțel făcut. Din fier oțel forjat. Ne arunc direct în groapa asta că am încredere, nu stau. Și merg pe aici. Wow. De ce se aud? Mai trebuie să mai trag de o manetă, băieți. E grav. Ce este aceasta? Molding room. Aici se strică jucărelele. Uite, am găsit o casetă. Am apăsat. Și? Ce facem acolo? Ce se întâmplă? Hello? S-au umplut multe bile. Într-un recipient. Opa! S-au topit bilele. Ce se întâmplă cu astea? Stai, mai trebuie să mai apăs pe un buton. Apasă-mă pe buton. Așa. Bun. E bine. Văd că e bine până acum. Cred că trebuie să îndreptăm această țavă. Îndreaptă-te, țeavă, al naibii, țeavă, ce ești tu. Îndreaptă-te că îți dau una peste fața aia de țeavă. De nu mai știi ce cu tine. Bine, stricată. Revin. Revin, stați liniștiți că revin. Am văzut eu aici că nu mai revin nicăieri. Ce să mai revin? Că văd că sărim așa aici și aici. Nu merge, nu merge, nu merge. Ce avem aici? Electricitate. Și ce avem aici? Opa. Băgăm caseta asta, poate ne ajută. Așa, bun. Mâna verde. Așa. Ești mâna verde, ține electricitate în mână. Am înțeles. Deci cu mâna verde ține electricitate în mână și cu electricitatea din mână mi-o bag pe sculă și face frichi-frichi și mamă ce frumos o să fie. Cred că asta se întâmplă. Exact, exact. Și mâna verde unde e, dacă nu vă supărați? O să presupun că pe ușa asta, așa am să sper. Wow, poate să scadă ușa în cap și să te omoară, ați văzut? Ați văzut? Mulțumesc și eu, mulțumesc televizorile, o plecăciune în fața ta. Și îți mulțumesc mult. La revedere. Nu-i pe ușa asta. În tot timpul ăsta am crezut că pe ușa asta e mâna verde. Pe unde e mă mâna verde dacă nu e aici? Alo, mâna verde? Dați-mi mâna verde! I want my mână verde back. Dați-mi mai mână verde. 2 hours later. Unde-i mâna verde? Deci trebuie să curgă aia de acolo, acolo, dar nu vreau să curgă. Încerc să-mi dau seama. Cum ar trebui să trag eu de țeava asta ca să o fac să funcționeze? Încerc să trag de țeavă ca să o duc la locul ei, dar nu funcționează. 10 ani mai târziu, nu știu cum să fac țeava să funcționeze. Bun, gândește, gândește, gândește. Îmi folosesc creierul în momentul de față la capacitate maximă. Toți cei 2 neuroni ai mei lucrează în momentul de față ca să-mi dau seama cum fac să curgă țeava asta de eșapament unde trebuie. Trebuie să ajung aici ca să-mi facă mânuța. Trebuie să-mi facă mânuța. Bun. Te rog frumos. Te rog frumos, țeavă, să fii ascultătoare și să pui mâna naibii să nu-ți mai bați joc de mine. A treia oară când apăs pe butonul ăsta, poate cu noroc. Exact ce am crezut. La fel de prost am rămas ca întotdeauna. Mai apăs o dată pe ăsta. Dar unde-i mâna verde, bă, băieți? Eu trebuie să-mi fac mâna verde, ok. Trebuie să-mi fac mâna verde. Gândește, 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 gândește. Am adormit. Mama, dar cui trebuie mă mână verde, mă? Că mie nu-mi trebuie nicio mână verde în lumea asta și pe planeta asta. Nu-mi trebuie mie o mână verde, bă. Eu mă descurc o singură mână, bă, dar ce? Nu pot să... Toată lumea zice, o mână bună în viață e o mână bună, nu-ți mai trebuie o altă mână. O mână bună e mână bună, băieți și fete. Fete și băieți. O mână bună. Îndreaptă, bă, țeava asta, că nu mai pot. Ce te uiți așa cu ochiul ăla la mine? Îndreaptă țeava asta. Mă învârt așa, aici, nu pot mă să merg, nu pot să mergi în fabrica asta, îndreaptă-mă țeava asta,
În dreapta țeava. Am reușit. Cum dracu am reușit acum, mă? Băi, incredibil așa ceva. Sunt deștept, mă, sunt un geniu. Sunt un geniu. 10 ani mai târziu. Dați-i drumul, faceți-i mâna aia odată, bă, să pot să pun mâna cum trebuie pe basculă, să învârt, să fac cimentul bun. Să fac cimentul tare. Fac cimentul tare, cu mâna în picioare, pe basculantă, îi dau cu mâna tare. Frate, frate, sunt cel mai mare. Yeah, basculă pe basculă, sculă combinată. Dați-mi mâna toată, s-o bag în gură. O mamă, mâncam ei brioșele. Pe mâna. Mi-o pictează? Nu mai e vopsea. Pe bune, că mie îmi trebuie vopsea. Zi-mi tu ce se aude. Acum avem? Uite bă că de câte ori picură cu chestia aia o să-mi iasă vopseaua în cele din urmă. Dați-mi vopseaua mă încoace mă, cui trebuie bă mână verde mă. Eu vreau mână roz, ca căcănie vreau. Vreau o mână căcănie să-mi o pun în mână ca să mă șterg la cur cu ea. Aia îmi doresc. Incredibil așa ceva, că nu mai suport. Dați-mi vopseaua aia încoace. Dă bă vopseaua asta. Dă vopseaua asta, că acum o pun aici. Ia dă-mă vopseaua asta aici, mă arunc în cap să-mi spar capul să mor. Toarnă cu vopsea, toarnă cu vopsea, toarnă cu vopsea. Așa, fă-mi 10 mâini, nu una, 10 mâini vreau. Exact. Next, pasul final. Mâna, dă-mi mâna, să vină mâna. High five, high five. Avem mâna, băieți și fete. Mâna sângerie, din verde sângeriu. Ia uitați, ia uitați aici ce am făcut. Mamă, incredibil așa ceva. Incredibil, doamnelor și domnilor, că... Mi-am încărcat mâna cu electricitate ca să o frec bine. Opa, ce avem aici? Nimic interesant, din ce pot eu să văd. Cine naiba-i iepurele ăsta? Ia zi-mă, când e? Da, 28 iunie, ai ghicit-o, fraiere, du-te încolo că te răstorn. Așa meriți. Ia să vedem. Aici, opa, cred că n-am ajuns bine. Aureu, bună ziua. Am să mă uit la televizor și am să fac liniște. La ce mă uit? La chestii din astea de epilepsie, de o să fac epilepsie și o să mor? Îmi pun chestii în creier, chipuri. Nu vreau chipuri. Hopa. Ia uite că mă pun la teste de maimuțe ăștia, băi, ești nebun la cap. Aulo, vine ursulețul să-mi spargă capul. Sper că nu vine ăsta să-mi dea cu chestiile alea în cap. Indiferent de cât de greu e testul, eu pot să-l fac. Dați-i drumul. Dați-i drumul. S-o văd. S-o văd și pe asta. Haideți, băieți. Sunt bărbat. Sunt puternic. O fac. O fac pe asta. Unde-s culorile? Arată culorile alea încoace. Bă, dar asta deja vine. Da, unde-s culorile? Da, vine iepurele și eu n-am primit culori. Alo? Alo, vine iepurele să-mi spargă capul. Ajutor? Nu pot să sar în jos. Uite-l cum vine. Dați-mi culori. Dați-mi culori că-mi sparge iepurele capul. Ia uite cum îmi face, îmi sparge capul. Mulțumesc frumos, mi-a urat noroc. Așa da, un iepure fair play. Bun, culorile, haideți. Blue, am apăsat, yes. Ia uite ce bun sunt, red, gata, am apăsat. Mă pricep, blue, red, gata. Ia uitați, blue, red, yellow. N-ai nicio șansă, iepurilă. Blue, red, yellow, green. Ha, 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 nicio șansă să-mi spargi capul. Blue, red, yellow, green. Sunt un maestru. Pac, 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 zici că trag cu pistoalele. Runda 2, ce nu s-a terminat? Green? Gata, i-am dat. Green, yellow. Nici o șansă n-ai, iepurilă. Green, yellow. Green, yellow, am greșit. Am murit, băgameș. Green, yellow, red. Te-am păcălit, băi băiatule, voiam să văd dacă ai șanse să vii să mă omori, dar n-ai nicio șansă. Green, yellow, red, violet, mamă, ce buton nou. Ia uite pe mami long legs cu stă acolo și se uite la mine, urât-o! Vino mă încoace mă și joacă-te jocul dacă ești mecheră. Violet. Auleu, încă o de asta violet orange. Violet, orange, white, violet, am greșit. Violet, orange, white, violet. Violet, orange, white, violet, blue. Yes. Violet, orange, white, violet, blue, orange. Sunt ca o maimuță antrenată să facă misiunea asta. Sunt prea bun pentru misiunea asta. Round 4, bă, opriți-vă mă puțin că am obosit. Blue. Jay, poftim?
Ia uite că jucăm cu litere, ești nebun, ăștia chiar vor să mă moare. Blue Jay Heart. Blue Jay Heart question mark. Doamne, Blue Jay Heart question mark pie. Blue Jay Heart question mark P alb. Ha, să mi-l mâncați. Doamne ferește ce e aici. Doamne ferește, ești nebun la cap. Dar n-am reușit să ții minte nimica. Alo? A zis burger. Bună ziua, nu vă supărați. Alarmă. Alarmă. Alarmă, butonul de alarmă, nu mai vreau să mă joc, nu mai place jocul. Mommy. Mommy please. Mommy please don't kill me, mommy. Ia uite cum vorbește mă de acolo din întuneric. Vino cu ace mă dacă ești șmecheră. Vino cu ace, hai. Opa, ce mi-a dat? Ia dăm cu ace să vedem. Alo? Playtime code 3 in access. 3 cod 1 din 3, am primit 3 în codul. Haha, ți-am arătat eu cine ești șmecheră. Am făcut jocul. Am făcut jocul, yes. Mami, dă-mi drumul să plec acasă că nu te mai suport. Mai bine mă... Ia uite-te ce mi-a făcut. Mai bine mă duceam la școală, mami, decât să stau cu tine acasă să ne jucăm. Unde-i drumul? Unde-i drumul? Doamnelor și domnilor, sunt pierdut. Opa, ce-am găsit aici? Al meu să fie. Am deschis ușa. Bun, să-i dăm drumul. Drumul la acțiune. Să nu vină Long Legs, mami și Huggy Huggy și altcineva. Să merg așa, asta să fie tot jocul, să mă plimb prin... De la cât timp mă plim în tubul ăsta, ulu, unde am ajuns, asta e o fabrică. Dacă eu în tot timpul ăsta sunt o jucărie, uite ce mic sunt. Dacă eu sunt și eu o jucărie, uite un aracas. Uite ce mari sunt cutiile. Ma, stai așa că trebuie să vorbim în șoaptă aici. Că, cine știe ce se întâmplă, vine Mega Dinozaurul și mă mănâncă. Îmi mănâncă Matsu, Mega Dinozaurul. O să mergem pe aici, pe scări, așa. Și trebuie să băgăm energie undeva. Hai, un buton roșu. E obosit dinozaurul. Nu e nimic, te mângâi. Pat, pat, l-am mângâiat. E închisă ușa. Așa, aoleu, ce-am căzut. Stați așa. O gândesc pe asta, fiți atenți. Wait capacity reached. Dar ce, că eu mor pe elefant și de pe elefant mor ca aici sus. Nu se poate așa. Ia zi plântuțul. Doamne, ce vorce are. Ferească-s. Aoleu, uite, am găsit niște instrucțiuni. Așa, ce s-a întâmplat? Nimic interesant, trebuie să apăsăm și pe butoane. Incinerate Kick Me Pole. Call retail stores to return spa shipment. Launch with Avery Fry. Interesant. Merge acum asta? Asta se deschide? Păi și ce am făcut dacă am tras de moneta asta? Discolor. Deci scrie discolor aici. Și o plantă col... Păi, o papușă cu ochii, ochii. Poți să-l ia de pe jos? Nu pot. Uite ce fericit e și ce vesel. Așa da, ce băiat e Huggy Huggy ăsta. Bun, trebuie să explorăm zona și să aflăm ce am făcut trăgând de maneta respectivă. Ajutați-mă, doamnelor și domnilor! Reject, reject. Opa, ce am făcut aici? Opa, ia stați așa. Ah, m-am prins, stați așa, fiți atenți aici. Opa, hopa, 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 vino mai încoace. Bă, mai încoace m-am zis. Așa, dă-mi asta înapoi. Mă duc să fac rost de curent energie electrică. Ca să îmi iau jucăria. Fiți atenți. O gândesc pe asta, că sunt deștept, sunt deștept. Astăzi sunt cel mai deștept, am căzut, mi-am spart cap. Gata? Ia uitați, uitați. E? E? A, sunt forțos, man. Nu se pune nimeni cu mine. P, de ce scrie un P acolo? Nu, vino coace. Bă, o să-mi cadă aia. Bă, ce prost îți, bă, ești nebun la cap. Am luat-o, am luat-o, ce-am luat? Atât asta a fost tot? Vino mă încoace. Nu înțeleg. Ah, trebuie să iau dinozaurul să-l ridic. Gata, m-am prins. Gata, că acum atragem să luăm dinozaurul. Puzzle-uri ușoare, frate. Ușoare rău. Ușoare de tot. Sunt prost. Am mers pe raionul prost. Comandantul Busted este rogat să se prezinte la raionul ce vă rog. La raionul ce, comandantul Busted? La raionul ce vă rog. Gata, acum vin șeful. La raionul ce am venit. Raionul C2 cu raionul C3 și raionul ce desculă să mă iei. Hai odată. Așa, dar oare are maneta asta putere să ridice dinozaurelul ăsta? Am căzut. Uitați-vă la mine, în premieră. Cât de proastă sunt. Ridică dinozaurelul. Așa, dă-l încolo de dinozaur turbat. Deschideți-mi liftul. Sper că nu sunt suficient de greu. Nu sunt și eu greu. Cred că în cap aici, da? Așa. Bun. Pe unde trebuie să mergem acum? Pe aici nu se poate. Pe aici se poate.
Mi s-au prins becurile, așa da, faceți loc că trece șmecherul. Și? Ați făcut loc? Cumva? Nu, mi se pare că nu. Da, de aici trebuie să duc curentul electric. Așa, trebuie să trec pe aici. Și apoi să trag acolo. Foarte bine. Da. Ceva este în regulă aici, pentru că nu se mai lasă liftul. Oare trebuie să ajung în timp? Nu. Nu, no, nu îmi dau seama ce am de făcut. Cum mă trebuie să fac aici? A, ba da, stați. Și acum trag așa. Doamne, dar ce dobitoc sunt. Doamne, când îmi vine să, uneori îmi vine să mă duc în bucătărie să iau, să iau cuțitul și să mi-l pun în jurul gâtului, cum pun cablurile astea de electricitate și să-mi tai gâtul la cât de prost sunt. Sincer, vă zic cât se poate de sincer. Mergem singurei prin holurile astea foarte frumoase. Aoleu, mi-a tras cu vânt în față. Ce se aude așa robotizat aici? Nu mai e. Am deschis ușița. Hello, hello, good morning people and ladies and gentlemen. Trebuie să mă întorc aici sus și să adăugăm codul. Adică mai trebuie să mai facem rost de încă un cod. Yes, se deschide codul numărul 2. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, mami. Mulțumesc. Mami, ești șmecheră tare. Weko Wagi. Mamă, ce joc frumos. Ia să se deschide ușa asta dacă țin maneta asta aici. Am plecat direct cu trenul, nici nu mă duc la Weko Wagi. Oare știu codul? Nu știu codul. Nu le pas oricum. Mergem să ne jucăm Weko Wagi! Cât de rău poate să fie, așa e Weko Wagi! He, trebuie să batem Huggy Wagi și nouă ne place, dragii mei, să batem Huggy Wagi pe spinare, yes! Oh, ce frumos, nu mă așteptam să se deschidă ușa asta, uite câte seturi de mânuțe sunt aici. Un fel de loc interesant, așa, să înțeleg, uite un Huggy Wagi verde. Huggy Wagi! Verde, acum și în culoarea maro, căcăniu, yes! Mamă, câte culori. Așa, am ajuns pe verdele ăsta. Nu pare foarte prietenos. S-a închis ușa, de ce bine. Să vedem cum se joacă Weko Wagi. Sper că trebuie să-i dau cu palma peste cap și iese capul lui Huggy de aici și îi trag în cap. Așa, exact cum am zis. Se deschid țevile, iese adorabilul Huggy Wagi și pac, i-am tras peste palmă față. Bam, l-am slepuit, i-am dat cum îi dau peste fund lui Felix. Motanul meu, Felix, peste fund, n-a sunat chiar așa de bine cum credeam. În fine, nu contează, uitați. Hai să-i dăm drumul. Uită-te la mine, mami, să vezi ce joc fain fac. Nu mai vorbi, mami. Lasă-mă să încep jocul odată. Unde ești, Huggy? Unde ești, ha? Ia zi, șmechere. Ia zi, șmechere, unde ești? Unde ești, că acum te prind. Le-am auzit. Huggy, ha? Huggy, șmechere, haide. Unde e? Uite-l. I-am dat cu palma în cap. I-am dat cu palma cap și lui ăsta. Ia zi ce-s mai. Îi aud. Sunt pe fază, sunt ca o bufniță care stă pe fază noaptea. Uite-l. L-am prins, i-am dat cu palma. Ia uite și pe ăla, ia de aici, Huggy. Le dau, opa. Unul face urât. Gata, l-am palmuit. Mama, aș dori să fiu un Huggy Wagi negru ca să merg noaptea pe stradă și să sperii copiii în timp ce sunt întunecat. Opa, ia uite-l. Ce palmă i-a dat peste capul ăla lui. Ia pleacă, mă. Unul face urât. Ia uite, mă, cum vor să iasă să mă moare, ești nebun la cap. Ia stai, mă, la loc acasă, vă. Stați, mă, la voi acasă, mă, vă. Că vă prind acum, vă rup spinarea. Ia stai și tu acolo. Stai și tu. Stați toți. Ia uite-l cum vrea să-mi sară în cap. Ia stați, mă, acasă, mă. Băi, băieți, băi, voi cu cine credeți că vă puneți aici? Sunt maestrul Shaolin Ching Ching Ming Ming, care îi bate pe toți Huggy-Wuggy care ies din țevilor. Unde sunteți? Bă, l-aud pe unul cum face foarte urât. Era să mi-o prindă. Să mi-o mănânce era. Ia plecați, mă, acasă. Ouleu, dar vin din ce în ce mai mulți. Vă rog frumos, stați liniștiți, stați jos, șezi și tu, șezi. Unul face urât. Șezi. Și tu. Mamă că... Opa. E? Ți-a plăcut, mami? Ți-a plăcut, nu?
Aaaa, ce dezamăgită ești că am reușit eu să fac testul. Mami, cu toții creștem, nu putem să stăm pentru totdeauna aici. Te rog frumos, deschide mușa, trebuie să mă duc în club să prind niște fetițe, să le plim cu mașina, să ne distrăm. Haide, repede, că n-avem timp. Deschide ușa, unde... Pe aici am dai drumul tu. Ia uite pe unde îmi dă mie drumul, ștoarfă. Hai odată să mergem la treabă, să încingem zona Buclucaș. Aoleu, că am scările rupte. M-am propus să sus de tot ce mă interesează pe mine, că am scări rupte. Nu mă ține pe mine o scară ruptă în loc. De ce este o leșină de tren aici? Sper că nu o să vină un tren și o să-mi izbească fața cu totul. Deși așa pare totuși. Uite o manetă pe care ar trebui să o trag. Hopa! Aoleu! Este Hughie în persoană! Haide măi șmechere, dacă te crezi șmecher, vină încoace să te văd cât de șmecher ești! Este Kissimissi! Trage de manetă, Kissimissi, te provoc să tragi de manetă dacă ești șmecheră! Trage de manetă, Kissimissi! Haide, 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 dă-i cu mânuța aia ta acolo! Așa, așa, așa! Hai să vedem! Haide! Haide, vină încoace! Vină încoace, nu-ți fie frică că acum vin să te rup, îți dau peste maxilarul ăla al tău! Ia uite cum a fugit! Acum vin, ca un câine latru. A plecat. A plecat și m-a abandonat, m-a lăsat singurică. Interesant. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Avem berries aici, pot să iau chestiile astea? N-am voie? Pot să merg în sus? Nu pot. Așa, de aici luăm curent electric să-l punem aici. Iar de aici luăm curent electric să mi-o fi în fund, că văd că atâta se poate. Da, foarte bine, foarte bine, bine jucat, îmi place de mine, uneori sunt foarte, foarte jucător așa, foarte jucător am zis că sunt, după cum puteți observa, gata, am reușit, să ajung, nu știu unde am reușit să ajung, dar am reușit, o să trag de această manetă, în cauză, s-au deschis trenul cu berries, bun, iar acum mergem să mai luăm niște energie electrostatică de aici, să o punem aici și ce să facem? A, s-a deschis o ușă aici, am înțeles. Aha, aha, m-am prins. Stați așa, punem energie electrostatică aici și am rămas fără. M-am pierdut, sunt complet pierdut. M-am despierdut. A, uite, o casetă albastră, ia să o punem. Ia uite ce băiat frumos. E Jacksepticeye? Ăsta e Jacksepticeye? Mamă, în persoană? A, chiar e. El e. 1991. Jacksepticeye. Mamă, ce voce are. Nu înțeleg despre ce e vorba aici. Asta e un easter egg, doar? Îmi place de Jacksepticeye. Este un băiat foarte frumos. Are ochii albaștri. Îmi plac ochii lui albaștri. Ți-aș... Ia să-i pălmui în față. Ți-aș linge ochii albaștri, Jacksepticeye. Jacksepticeye. Unde am ajuns? M-am pierdut. Ajutați-mă, că sunt pierdut. Am deschis poarta aia și poarta aia cum se deschide? Și dacă e deschisă și poarta asta, înseamnă că pot să mă urc în asta să plec cu el? Îl iau cu mine. Cred că trebuie să vină cu mine asta. Hai, deodată, băi, dar ce te miști așa încet? Vină încoace mai repede. Domnule cărucior. Uită-te la el cum se mișcă. Haide că avem treabă de făcut, n-avem timp de stat. Suntem deja blocați aici de oră întreagă. Hai, te rog frumos, mișcă-te. Mișcă-te și du-te la vale și sparge buștenia aia din cale. Așa, mulțumesc frumos. Nu o să întreb unde s-a dus. S-a dus în Întunericul Etern. Așa, și eu aici m-am dus asemenea la rândul meu în Întunericul Etern. Am terminat și jocul acesta pentru că sunt foarte bun. Să mergem la următorul joculeț. Badabing, am ratat. Cum e posibil să ratez o manetă din fața ochilor? Asta când s-a ridicat? Că o răsturnase mai devreme. Așa, așa, te calc în picioare, Kissimissi, te calc în picioare. Unde statuile astea? Arătați-mi statuile, am obosit. De cât timp fac joculețe din astea, am obosit. Unde trebuie să mă duc? A, pe aici. Statuițele, deschide ușa. Trebuie să trag eu de manetă? Bă, hai bă, lasă-mă în pace, mă. Gata, ia uitați cum trag eu de maneta asta. Am deschis maneta. Mamă, ce somn mi s-a făcut că îmi cad ochii în gură. Jocul ăsta îmi provoacă somnolență. Așa, trebuie să apăsăm pe butonul ăsta. Nu o să întreb ce a fost asta. Deschide-te, sesam.
Foarte bun, foarte bun, foarte bun. Extraordinar. Și ce se întâmplă? Nu mai pot să mă prind de la dacă nu e colorat. Deci așa, trebuie să ajung aici sus. Două secunde, că gândesc. Lăsați geniul să gândească. Nu mai lăsați geniul să gândească, că e prost astăzi geniul. E foarte prost. Stați ca o idee. Foarte bună idee, bravo. Nota 10, Nobel, premiu Nobel pentru prostie l-am luat astăzi. Am reușit să-l iau. Mulțumesc foarte mult, m-am chinuit. De fapt m-am chinuit foarte mult, că-s prostare. Da, zic că-s prostare. Nu trebuie să te chinui mult când ești prost. Yeah! Am reușit. Premiu Nobel pentru prostie. L-am luat din nou, partea 2. Uleu, ce prost sunt. Să mă ierte Dumnezeu. Stați, gândesc. Gândesc, lăsați-mă să gândesc. Nu poți, mă, să te urci aici, ești nebun la cap? Bă, băiatule, n-are cum. Bă, n-are cum, bă, ești nebun, nu poți să mă urc aici. Bă! Te rog frumos, urcă-mă odată. Bă, nu poți, mă! Nu se poate așa ceva. Bă, nu se poate, mă, nu se... Bă, nu se poate, mă! Bă, e incredibil ce mi se întâmplă. Bă, nu poți, mă! Bă, nu poți! Urcă-mă odată! Nu se poate, mă, bă, nu se poate, mă! Ah! Ies, am ajuns. Nu pot, n-am coeficientul de inteligență destul de mărit ca să pot să fac... No, am dat drumul astea. Nu-mi vine să cred ce tocmai am făcut. Bă, cât o să-mi ia, mă, să mă urc aici la loc, ești nebun la cap. Da, urcă, mă, naibii, odată aici, că nu mai pot de nervi, ești nebun la cap, că stau de 10... Uită-te, bă, bă, e făcut prost jocul. E făcut prost jocul, jur că e făcut prost jocul. N-ai cum, bă, n-ai... deci n-ai cum. N-ai cum. Urcă-mă dracului. Așa. Doamne ferește să mă ierte Dumnezcrișii. Băi băiatule, cum mă mai prind eu, mă, de aia după? Ești nebun la cap? Cum pot eu să mă prind de chestii? Cum pot eu ca om pe planeta asta să mă mai prind eu de ceva dacă să mă prind eu să mi-l prind în gură și în cur să mi-l prind, că nu mai pot de nervi. Aprinde-mi fundul și luminează-mi calea, domnule. Am reușit? Am reușit! Nu vine să cred. Nu vine să cred ce am făcut. Am făcut ceva? Ce se aude? Oh, aici am activat. Ok. Am reușit. Bun. Să vedem cum se joacă acest joc. E un fel de Squid Game chestia asta, am înțeles. Trebuie să joc unul, mă mișc când se aprind luminile, se închid și când se aprind mor și să treacă joc odată. Haideți că nu mai suport. Dați-mi drumul la ușa asta, deschideți-mi ușa. Deschideți-mi ușa, televizorule. Deschide ușa, creștine, deschide. Uite-l pe la cum stă și se uită la mine. Mami, vorbești prea mult, îți zic sincer. Cine te ascultă să vorbești atâta? Cine te-a pus pe tine să vorbești atâta, să stai în geamurile alea în întuneric și să vorbești? Sincer, explică-mi și mie. Deschide poarta asta, te rog frumos, odată și lasă-mă cu vorbitul, că nu știu engleză oricum. Mă mișc când e lumină stinsă, când e lumina prinsă. Nu mă mișc, că altfel vin monștrii și mă prind. Mă mișc chiar când e lumina aprinsă, stinsă, când e... Pe aici? Merg. Gata? Tac. Mă uit în jur. Merg iară prin chestiile astea pătrățoase. Oh, uite-l cum vine. Mamă, cum vine după mine, bă. Ah, dar dacă vine și mă prinde de la spate, stai așa că acum... Nu mă prinde, te rog frumos, domnule monstru. Mă mișc. Yes. Așa. Hop. Uite-l cum vine. Uite cum vine, omida. Mama, omida. Mă mișc. Yes, să-i dăm. Nu m-am mișcat cât era lumina prinsă. Medium, hard, easy. Intrăm pe hard. Îi dăm. Îi dăm pe cel mai hard. Opa. Gata, am intrat pe hard. Eu în viață, mie îmi place să fiu supus la chestii grele. Să fie greu tot în viața asta, îmi place. Oare mă mai vede dacă mă mișc aici în tub, cât e lumina prinsă? Nu mă vede, așa e? Îi dau. Oare e bine că am ales tubul ăsta cel mai greu? Uite, am găsit ceva. Era un easter egg. Sper că nu m-am întors de unde am plecat acum. Așa. Dai. Bă, da, ține din ce în ce mai puțin melodia aia. E în spatele meu ăsta? Dai. M-am întors de unde am plecat. Simt că e în spatele meu băiatul respectiv. Exact de... Nu m-am întors de unde am plecat, dar vine după mine. Am urcat așa, am căzut, e după mine, e în spate, e fix în spate, vine. Nici nu mă uit, nu te uita în spate, așa se spune în viață. Te rog, nu veni, nu mă omor.
Vierme urât, ce ești? Haide, am ajuns? Am ajuns? Unde am ajuns? Aici trebuia să ajung? M-am blocat? Ajutor? Bă, da, trebuia să ajung acolo cumva? Am plecat? Am plecat, am scăpat. Ha, ha, cine e șmecher și e șmecher, e șmecher pe viață. Dar nu sunt șmecher că acum sunt șmecher, gata. Mamă, mi-am rupt picioarele aici, mi-am spart capul, mi-am rupt rinichii. Am fugit, mami, am fugit. Stai liniștită. Bun, foarte bun, bine jucat, bravo, bravo. Aplauze pentru mine, aplauze pentru mine că am jucat bine. Am jucat extraordinar de mine. It's not over, it's not over. Asta fac bărbații puternici. Get up, se ridică și joacă din nou. Exact, exact ce am zis. Ia uitați, din prima. Zero morți. Am fugit, mami. Am fugit că eu nu stau cu femei din astea. Dă-mi drumul, mami, de aici. Nu mai vreau un... Mami, să-mi trag palme ce mi-ai făcut aici, mami. Uite ce urlă nebună aia, bă. Pe aici? Nu pe aici? Pe aici. E disperată, frate. Să nu știu ce e disperată. Dați-mi drumul din fabrica asta odată. Foarte bine. Foarte bine jucat. Bravo mie. Sincer. N-am voie aici? Așa pare. Ușa închisă? Așa pare. Mergem pe scări, facem cardio și mișcare. Am ajuns la niște butoane, am ajuns la o casetă pe care nu o văd, deci nu există, ce nu văd nu există. Rotate top 90 degrees. Mommy Long Legs has the unique ability to stretch, nu mă interesează, sincer. Trebuie să fac podul ăsta să meargă exact așa, uitați cum am făcut podul ăsta. Sunt un geniu. Sunt un geniu pe dracu. Sunt un geniu. Hai, te rog eu frumos, domnule pod, du-te. Aoleo, cât de prost pot să fiu. Ba nu pot să cred, credeam că se oprește aici. Doamne ferește că nu se mai poate așa ceva, că nu pot să înțeleg ce se întâmplă aici, ești nebun la cap. O să-i dau la nimereală până reușesc. Reușesc eu. Nu se poate, mă, așa ceva, dar nu se poate, este incredibil. Este incredibil ce se întâmplă, rotate 20 degrees, rotate, am febră, bă, băiatule, am febră de la ce se întâmplă aici, mi-e rău, eu în momentul de față eu leșin. Am să mă duc să inspectez, să văd ce am făcut. Q1, Q2, mergem spre Q2. Apăsăm buton. Asta-mi trebuia. Miau, buz. Ce face butonul ăla? A, direcționează cum să meargă jucările, ok. Am tras două chestii deodată, normal că nu a mers, o săgeată zicea în sus, una jos. Mergem în sus. Ia uite-te, mă, prin ce mă pune să trec. Ce mai faceți, cum mai sunteți, mă bucur că faceți bine. Asta e important, să faceți bine în viață. Bun, merge prin tubul ăla, jucăria. Și cade, normal că cade jucăria. Uite câte butoane am. Uite câte butoane am, ești nebun la cap. Ok, prin tub și pac, a căzut jucăria. 2 secunde. Ne întoarcem jos. Jucărie, te rog frumos, arată-mi pe unde mergi. Prin tubul vieții merge, că nu se mai vede nimic. Mă duc în sus, în ceruri, la Avram Iancu. Unde-i, mă, jucăria aia, mă? Așa, ia uite-o. Ia uite cum zboară, mă, jucăria aia. Așa? Nu. Încoace. Și ce fac cu jucăria? Asta a fost tot? Avea nevoie de o jucărie de aia? Nu mai pot cu jocul ăsta, deci nu se mai poate așa ceva. Am trebuit să fac atâta tot puzzle-ul ăsta de 17.000 de ori și să-l fac de 375.000 de ori ca să iau un căcat de jucărie, ca să mă duc să-l pun la ușa aia, că nu se mai poate așa ceva, că mi se sfrânge creierul, mi se prăjește, e făcut creierul meu prăjit, terci, prăjit. Învârte odată asta, că nu mai pot, asta e plângerea mea de disperare, de nervi, că nu mai pot, adu-mi dracului odată podul ăla încoace, că acum mă enervez și mă dezbrac de nervi și îmi dau una în burtă și după aia leșin și deja nu mai zic cuvinte, nu mai pot, îmi sfâre creierul, scanează-mi dracului, e purașul, deschide-mi ușa, sparge-mi ușa, sparge-mi capul, sparge-mi ochiul, scoate-mi ochii, deschide ușa, mersi frumos. Pe unde? Stânga, dreapta, dreapta, stânga. De ce puteam să merg și pe aici? Aici ce e? Încă o casetă. Nu mă interesează, mă duc. Pe aici am intrat, așa-i? Da. Bun, dreapta. De aici am venit, ce prost sunt. Stânga, pe aici. Mamă, ce mă mănâncă coastele. Dreapta, nimic. Dreapta din nou. Nu merge asta? Bun. Trebuie să alimentăm generatorul acesta. Așa, am deschis ușa. Mă bucur. Și acum intrăm pe aici repede. Și am ajuns de unde am plecat, cumva.
Sau e un alt loc ăsta? Am ajuns fix de unde am plecat, ești nebun la cap? Păi dar ce am de făcut, bă, băiatule? M-am prins, gata. Trebuie să facem rapid pe asta. Să fim fast as fuck, boy. Deschidem ăsta, așa. Hop, așa, repede, 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 repede. Trecem din nou pe aici, pe aici, pe aici și pe aici. Și am deschis ceva. Ah, ușa asta, pe aici, un bolovan, o explozie, o ușă. Am deschis pe la crăpătura aia ceva, cred că am deschis ușa, gata, m-am prins. Am deschis pe aici, cred că ușa, am deschis căzătura, mi-am deschis-o, spart capul, rană. Mi-am spart, deschis capul, spart, rană, că nu mai pot. Și unde sunt acum? Ați blocat aici, ești nebun? Hello? Bună seara? Sunt, ok. Wow, leu ferească sfântul că a venit asta să mă moare. Nu mă omoră urâto, nu mă omoră urâto, nu mă omoră urâto, nu mă omoră urâto, nu mă omoră urâto. Urâto, urâto, nu mă omoră urâto. Lasă-mă în pace, urâto. Te rog frumos, pot să fug printre picioarele ei, oare? Te rog. No, opa. Aoleu, jucăm vați ascunselea. Sunt cel mai bun la vați ascunselea. N-ai văzut băia mai bun ca mine la vați ascunselea? Am fugit, să rămână. O noapte bună ți urez, mommy long legs. Să rămână, să rămână, să rămână. Am fugit, gata, nu mai. Dacă e să rămână, e să rămână, ai înțeles? Să rămână. Gata, e ok. Pe aici, sus, așa pare, că pe aici trebuie să mergem. Să intrăm pe aici. Și am fugit, gata, nici măcar nu mai știe mommy long legs că a fost vreodată ceva pe planeta asta și am fost vreodată eu pe planeta asta. Mommy long legs, sincer îți zic, n-am intenții rele, am doar intenții bune. Sunt un băiat extraordinar de bun. M-am pierdut. M-am pierdut cu văzduhul în duhul meu. Și la 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 la. Unde sunt eu, pe unde merg? Uite o țeavă goală, mă duc pe aici. Tararara, mă arunc în cap, sper să mor. O da da, fugiți odată că nu mai pot. Dați-mi drumul încă o dată, vă rog. Mă joc de 5 ore jocul ăsta. Nu se mai termină odată, nu știu ce se întâmplă. Sunt blocat în carusel. Trage maneta odată și dăm drumul acasă. Du-mă acasă, măi tramvai, du-mă, du-mă, ce mai stai? Am căzut din nou, piciorul rupt s-a dus. Taie în capul cu toporul. Te rog frumos, deschide ușa. De ce merg prin atâta întuneric că nu mai pot? Yes, staff only, deschide ușa asta și dăm drumul acasă. Acasă, acasă, acasă. Am tras toate manetele, nu se trage bine, trebuie să trag roșu, apoi galben, apoi albastru, apoi verde. Hello? Bun, trebuie să trag verde, apoi albastru, apoi galben, apoi roșu. Trebuie să trag în sus, cât de prost ce sunt, aia trebuie să trag. 2, 3, ok. Roșu, albastru, verde și galben. Roșu, albastru, verde și galben. Sunt un geniu. Un geniu neînțeles sunt. Am fugit, m-am dus acasă. Da, bun, a venit domnișoara mami long legs. Am să fug în cealaltă parte, exact de unde am venit și sper să îi cadă ușa asta în cap și să o omoare. 1, 2, 3 și a căzut ușa. N-a căzut. Mamă, cum face, bă? Alo? Sunt blocat, am murit. Bun, fugim din nou în continuare de Mami Long Legs. Poate tura asta nu mai sunt blocat și îmi dau seama ce am de făcut. Ar fi foarte drăguț să-mi dau seama ce am de făcut. Deoarece ușa e deschisă. Vă rog frumos, nu-i deschisă. Unde dracu trebuie să fug, bă, băiatule? Fugim de Mami Long Legs, partea 5. În continuare, Mami Long Legs se află pe urmele noastre. Noi încercăm să scăpăm de Mami Long Legs. Ușa este cumva închisă cu pânză de păianjen. O să mă ridic în sus. M-a ratat, m-a uitat. Oare așa funcționează? M-a lăsat în pace? Poți să-mi dau drumul? Ușa e prinsă în continuare cu pânză de păianjenuri. Bine. În fine, mergem în continuare pe aici. Mai vine o dată? Oare? Poate trebuie să prind ceva generator ca să deschid ușa aia. M-a pierdut fraiera, m-a uitat. Opa, am deschis ceva furnal în care, se coace ceva și am deschis cocătoarea asta și intrăm pe aici. Poate mai trebuie să mai dăm o dată încă o putere. Nu înțeleg ce ar trebui să se întâmple aici. Trebuie să o bag pe mami long legs aici.
Bun, da, ce am de făcut, frățiorii mei? Mă bag eu înăuntru și îmi dau foc? În focurile iadului, să ard dracului, să mă duc în rai. Ce se întâmplă? S-a făcut ecranul alb cu totul. S-a terminat jocul? Hai, bă, băiatule, nu spune că trebuie să iau de la început acum. Rotița. Punem rotița aici. Coborâm. Tragem luminița. Punem luminița. Dăm drumul la focurile iadului. Deschidem porțile iadului. Luăm rotița. O punem aici. Așa, deschidem poarta. Mergem. Apare Mommy Long Legs acum. Vine după noi. Și fugim din nou de Mommy Long Legs. Și mă bag aici. Ca să nu poată să intre și ea. Ah, am înțeles, trece prin ușa direct, n-are nicio treabă. Mulțumesc frumos, Mommy Long Legs. Bun. Fugim de mămicuța picioare lungi. Intrăm în furnalul ăsta. Tragem ușa cum trebuie, că poate nu mai vine ștoarfa prin ușătura asta. Doamne ferește cum face urâta. Hai frate, odată, că nu se mai poate așa ceva, deci nu se mai poate. Bun, deschidem ușa și acum mergem unde trebuia să ajungem, că nu mai pot. Bă, abia sper să moară ștoarfa asta, că mă sugrum aici, Doamne ferește, să mă ierte Dumnezeu. Te rog, lasă-mă în pace, te rog, lasă-mă. Uite cum își mărește mâna aici după mine, ești nebun la cap. Dăm drumul, Urito, 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 Urito. Lasă-mă în pace, a alergat prin dreapta. Pe aici trebuie să mă arunc? Wow, a venit după mine. Ce-i cu pânza asta de păianjă? Mommy Long Legs are și pânză de păianjă. Uite-o cum mă urmărește, bă, băiatule, bă. Incredibil așa ceva. Auleu. Au, prinde-te. Bă, hai, frate, dar până am nimerit acolo, să mă ierte Dumnezeu. Iartă-mă, Doamne, Dumnezeu meu. Trage-mi armaneta, vine iară să mă urmărească, fug repede, repede de tot, că nu mai pot de supărare. Deschid ușa, te rog, deschide-te. Mă arunc în groapă, fug în cealaltă parte. Intru pe aici, mi-aruncă mâna, urlă geme că-i supărată, trebuie să nască. Ajung pe aici, trag acolo. Mă ridic, m-a prins, m-a mișcat smooth ca bună dimineața, jocul ăsta merită review de o stea din 10.000 de stele. Fugi odată! Unde dracului trebuie să fug, că sunt super nervos, că nu mai pot odată, să mă ierte Dumnezeul mare. Dumnezeu, trage de manetă, manetă, deschide ușa. Deschide ușa, emergency exit, vă rog frumos, dați-mi drumul din cazmaua asta de încăpere, că nu mai suport așa ceva. Vă rog eu frumos, stânga, dreapta, dreapta, stânga, să mă ierte Dumnezeu, apăs pe asta și sper să-mi dea cineva cu o lopată în cap, că nu mai suport. Deci nu mai suport. Vine după mine. Vine după mine, e în spate, nici măcar nu mă uit. Nu mă uit, nu mă uit că e în spate. Deschide, deschide, deschide odată, deschide odată. Ce se întâmplă? I s-a lipit mâna. Mi s-a lipit mâna de față. Mori, te rog frumos, mori băgată în chestia aia cu totul, mori, mori, o să mă uit la tine cum mori, așa, sper că te mănâncă cu totul, cu totul să te mănânce, să te bagi acolo, așa, așa, du-te încolo că nu te mai suport, așa, Doamne ferește că nu mai pot, ferească sfântul ce mă bucur că a murit odată, bine că a venit păianjenul, păianjen, ia uite, ce vrei de la mine? Mănânc-o, mănânc-o să nu mai văd că nu mai suport. Deschideți-mi ușa asta să mă duc să-mi dau cu un ciocan în cap. Unde sunt? Unde naiba mai ajuns acum? Nu s-a terminat odată tot calvarul ăsta prin care am trecut. Nu s-a terminat odată, domnule, că nu mai pot. Sper să mă urc în abis pe scările astea, să ajung în abis și să mă împuște cineva în cap și în viața reală și în joc. Să mi se termine tot să mi se termine. Că nu mai pot să vină Hugh Yugi să-și scoată colția să mă mănânce cu totul. Deschide-mi ușa asta. Unde am ajuns? Unde sunt aici? Am ajuns la tren în sfârșit. Păi și ultima foaie de la puzzle unde e? Am făcut toate jocurile. Zi-mi, te rog, spune ce am de făcut. 4, 2, 3, am omorât-o, stai liniștită.
Doamne, ce, că și ea e la fel de obosită ca mine, că nu mai poate nici ea săraca. Du-te în tren și hai să plecăm odată, să apăsăm pe 4, 2, 3, 1, cum apăsăm, numai Dumnezeu știe. Nu pe astea trebuie să apăsăm aici? S-a deschis asta? Nu trebuie să fac nimic aici, sunt două manete care sunt trase și nu fac nimic. Bine. Bine, mergem mai departe atunci, nu este nicio problemă. Să plecăm cu trenul odată. Mă duc pe topoganul vieții. Am ajuns în sfârșit la tren. Sunt obosit cu totul, că nu mai pot. Și albastru. 4, 2, 3, 1. Dați-mi drumul, domnule tren. Duceți-mă acasă, vă rog. Ciu-ciu. Ciu-ciu, să plecăm odată. Ciu-ciu. Am tras, dar nu merge să trag de maneta asta? Unde mergem? Acasă. Unde e păpușica aia? Nu e aici. Trenule, mașina mică. Du-mă acasă, măi mitică. Nu mai pot cu jocul ăsta, să mă ierte Dumnezeu. Acasă, să se termine odată. Așa, sper să ajungă trenul să se izbească cu viteză de 500 de km pe oră de un perete să explodeze și el și eu și păpușa. Ia uite că vorbește cu mine. Doamne, că nu mă lasă să scap nici păpușa asta. Mă, Doamne, ferește că mai bine omoram și păpușa, bă, băiatule, bă. Să mă ierte Dumnezeule. Dumnezeule. Sunt blestemat de păpușă. Ce bipă e? Ce se aude? Explodează trenul? Explodăm cu toții? Murim? Murim odată? Se termină? Unde merg? Bună seara? E cineva? Mergem? Cu viteza luminii și ne izbim și explodăm și scăpăm. Sper. Așa. Așa. Prindem viteză. Frână. Nu trag frână, că vreau să mor. Hai odată. Cine mă sună? Alo? Alo? Poliția 112? Deraiem? Nu merge frâna? Am tras frâna? Mai bine nu trăgeam frâna. Să mor. Să mor în trenul ăsta. Vă rog, lăsați-mă să mor în liniște în trenul ăsta. Explodează trenurile și omoară-mă. Baker, stop train. Am leșinat. Am leșinat și mă duc la Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ăsta a fost episodul. Vă pup dulce, sper că v-a plăcut jocul, mie nu. Ne vedem tura viitoare, frumoșii mei. Salutare!